Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi vom avea un vlog mai nou pe canalul meu de YouTube, pentru că nu am mai făcut, de fapt am mai făcut un singur vlog, un story time despre prietenele mele. Da, cei care încă nu l-au văzut, puteți să intrați chiar acum în linkul din descriere, dar astăzi o să facem din nou un story time despre ce s-a întâmplat cu mine, cum am luat eu COVID, pentru că practic nu practic, dar chiar nimeni dintre voi nu a știut că eu am avut COVID. Eu imediat o să vă povestesc toată istoria, cum l-am, de unde l-am luat, cum l-am luat, cum a mers toată chestia asta, cum am trecut eu peste COVID. Deci, tot o să fie. Eu zic să începem alături de mine, după cum vedeți, este Kevin, este Mia. În primul rând, vreau să vorbesc cu părinții care se vor uita la acest video. Dragi părinți, eu nu știu cum sunteți voi, dar părinții mei, de fapt mama mea mai exact, este genul ăla de om, tipul ăla de om, care niciodată nu vrea să apeleze la medic. Pentru că mama mea a fost soră medicală, da? Da. A fost soră medicală și zice că eu știu tot, Iuliana, nu avem nevoie de medic. Totul să fie bine, eu pot să stau cu febră 37, ei, Iuliana, asta e temperatura ta normală. Mama mi-e mereu, ei, da, să-ți treacă, Iuliana, și cu tine. Ok, în fine, eu trebuie să ajung la o etapă gravă, că mama să mă duc pe mine la medic. Sau chiar și când sunt la o etapă gravă, mama nu mă duce la medic, dar tot ea mă lecuiește, pentru că ea știe cum să mă lecuiască. Ok, deci, haideți să începem istoria despre COVID. Stăteam eu într-o zi, eu niciodată nu m-am temut de chestia asta, pentru că știu că de ce te temi cel mai tare, asta și te va urmări întotdeauna. Așa că nu trebuie să aveți frică de nimic. Cu excepția COVID-ului, să vă fie frică de el, că asta nu e rău. Ok, stăteam eu acasă cu toată familia și la un moment dat, pentru că bunica din partea mamei, bunica Vera, vine foarte des pe la noi și la un moment dat lumea mai sună telefonul, sună bunicul. Și spune că bunica este foarte tristă și plânge și el are de lucru și o aduce la noi acasă. Noi ne-am îngrijorat și am zis, da, sigur, adu-o, ne-am îngrijorat și am așteptat-o să vină. Eu stăteam cu Ana aici pe pat, mama stătea la bucătărie, făcea mâncare și tata stătea la film, în cameră. Și ajunge bunica la noi acasă, intră pe ușă. Noi cu Ana mergem, o îmbrățișăm, o cuprindem, mama la fel, tata îi spune salut mama. Și bunica n-are nicio reacție, face doar așa, salut, fete. Noi intrăm. Ce bunic țărușine, da? Las că te dau eu de gol. Și bunica spune că vrea să vorbească ceva cu noi. Vrea neapărat să vorbească ceva cu noi. Și în timpul ăsta era așa. Mi-e rău, Natasha, trebuie să vorbesc ceva cu voi. Trebuie să vorbesc. Bunica vine, se așează chiar aici, în locul ăsta, pe pat. Ne-a chemat pe noi, lângă ea. Eu cu Ana ne-am așezat lângă ea, mama stătea în fața ei. Noi deja am avut contact, ne-am îmbrăcișat și chestii genul ăsta. Și bunica începe să plângă în hohote. Efectiv, să plângă tare. Deci, efectiv, nu se mai oprea. N-am mai văzut-o pe bunica în așa stare, sincer să fiu. Deci, efectiv, era într-o isterică, nașpa, rău. Noi ne uităm la ea, ne speriem. Și prima chestie care mi-a trecut prin cap a fost ce s-a întâmplat. Ce se întâmplă, de ce ea plânge. În timp ce plângea în hohote, ea a început să spună: mi-e rău, eu o să mor, eu am COVID, Natasha, eu nu pot să respir, Natasha, eu am COVID, eu o să mor. În momentul ăla, la cât de egoistă sunt eu, nu m-am gândit că bunica a zis că o să moară, că nu știu ce. M-am gândit, păi, noi tot trebuie să murim din cauza ta. De bune. Adică eu am COVID, dacă mie mi-e rău, să fie și vouă rău. Dacă vouă mi-e bine, și mie să-mi fie bine. Dacă mie mi-e bine, și vouă să fie bine. Dacă mie mi-e rău, vouă să fie rău. Ceva de genul ăsta a fost la bunica. Deja, care era chestia? Ana a început să plângă în secunda 2. Bunica, deși tu ne-ai adus și nouă COVID, bunica, iar noi tot să avem COVID, mama, eu mă tem. Și bunica de panică, așa cum era ea, fuge până la geantă și-și ia masca și o pune pe față și se duce la bucătărie. Gata, fetelor, eu stau cu masca, nu să mă lipsesc. Noi ne-am îmbrățișat, am pupat-o, am stat lângă ea, am avut contact direct cu ea.
Deci n-aveam cum să nu luăm COVID-ul. Oricum nu eram sigur dacă a fost COVID sau nu, dar pentru că nimeni dintre noi nu a făcut test, oricum asta a fost foarte de mult și am stat cu toți în carantină timp de 2 săptămâni sau 2 săptămâni jumate, nu-mi amintesc. Știu că am stat 2 săptămâni jumătate în casă și nu am mers nicăieri. Dar oricum, testul nu l-am făcut pentru că ne-am dat seama din prima că aveam COVID, pentru că nimeni dintre noi nu mai avea miros. Deci, dar haideți să ajungem totuși la istoria mea, cum am făcut eu COVID. După ce bunica a stat cu noi, ea a plecat acasă, deja venea la noi pentru că n-avea încotro și stătea cu noi în carantină, deci stăteam noi, toată familia în carantină, toți în casă, nimeni nu ieșea din casă. Mama îi punea de fiecare dată injecții, iar noi, restul familiei, așteptam aceste 14 zile să treacă mai repede, să vedem ce se va întâmpla cu noi. Au trecut vreo 5 zile sau o săptămână până a ajuns tata să aibă febră. Cum ne-am dat noi seama că tata are COVID? De obicei, la noi, WC-ul lui Mia și al lui Pușoc stau pe hol. Nimeni dintre noi nu simțea niciodată că Mia cu Pușoc merg la baie. Tata totdeauna simțea. Și tata trece pe hol, mama se uită la el și mama vede că trebuie să strângă acolo, să strângă după Mia și după Pușoc. Și vede că tata nu comentează nimic, cum o făcea de obicei. Andrei, tu nu simți nimic? Nu, ce simt? Tu nu simți că Mia cu Pușoc a fost la baie? Nu, nu simt, Natasha, de aia ce? Chiar a fost? Se duce aproape de unde au făcut ei treburile. Nu simte nimic. Și vreau să vă zic, să vă anunț de pe acum, această istorie a fost pe timpul carantinei, dinainte să se întâmple toate chestiile astea, așa că nu vă faceți grijă, acum este totul bine, am trecut prin asta, au trecut foarte mult timp de atunci, așa că totul este ok. Deci, continuăm istoria. Și mama, văzând că tata nu simte nimic, a luat direct parfumul și el a dat să-l miroase. Tata îl miroase și el nu simte nimic. Eu mă uit la tata, eu nu l-am crezut din prima, pentru că, pe bune, eu nu credeam pe nimeni când îmi zicea că pe bune n-avem miros. Pe bune, de ce faceți mișto de mine? Că n-avem miros, că n-avem gust? Ei, da, da, sigur. În fine, până la urmă tata nu a simțit nimic, așa a făcut tata COVID, a făcut febră, s-a simțit rău, dar tot așa l-a ținut foarte puține zile. Dintre toți din familia mea nu a făcut nimeni într-o formă foarte gravă să ajungă chiar la spital, au fost toți într-o formă normală, unii într-o formă ușoară, alții într-o formă normală. Și în câteva zile, după vreo 2 zile după ce a făcut tata febră, m-am trezit și eu cu febră. Aveam unele chestii foarte nașpa, mă durea foarte tare gâtul și mă înnecam. Deci, efectiv, mă înnecam. Câteodată îmi vinea o chestie în gât și simțeam că vreau să tușesc. Dar eu nu eram răcită, doar pur și simplu mă înnecam. Era o chestie foarte ciudată. Și pe lângă asta, la un moment dat, înainte să ies eu din casă, pentru că trebuia să vină bunica după mine, să merg la bunici, eu vreau să mă dau cu parfum și nu mai simt miros de nimic. Efectiv, nu mai simt miros. Pentru mine a fost efectiv un șoc. Cred că m-am panicat extrem de tare, extrem de tare. Eu care ziceam, mie nu mi-e frică de COVID, nu știu ce, am început să plâng în hohote. Dar în capul meu, gata, mâine mă trezesc cu 40, ajung la spital, fac pneumonie, o să fie nașpa rău de tot. Taci! Taci! Mia! Știu că la voi în România se face ps, 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 ps. La noi în Moldova ks, 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 ks. Ok. Și cam așa a început la mine istoria COVID-ului, da. Ok, în fine, am stat acasă, a fost totul în regulă, nu am făcut febră. Singura chestie care mă deranja era nasul meu înfundat. Deci, efectiv, am rămas dependentă vreo o lună după spray, pentru că nu puteam să mă las de el. Aveam nasul continuu înfundat, tușeam. Și eram foarte obosită, deci dormeam foarte mult, eram supra obosită întotdeauna. Gen, niciodată nu mă săturam de somn și niciodată nu eram fresh, mereu eram foarte obosită. Am trecut și noi peste acest COVID, a făcut și Ana și mama, mama s-a simțit tot puțin rău, dar știți cum suntem noi, fetele și femeile, noi nu facem haz de necaz cum fac bărbații. Bărbații lovește la un degețel, ha! Dar noi, la noi e tot ok. Glumeam și eu. Și așa am trecut noi printr-o formă ușoară, normală, să zic așa, prin COVID. Am trecut peste. Da, nu ne-am făcut test pentru că ne-am dat seama din prima că avem COVID, dar am stat în carantină.
am așteptat și o perioadă după ce nu am mai avut febră, după ce am simțit deja din nou mirosul, am mai stat în carantină oricum, după care am început să ieșim și noi în lume. Așa am trecut noi prin COVID, prieteni. Cel mai important este să fiți optimiști, pentru că totul începe de la creierul vostru. Dacă creierul vostru gândește nașpa și este foarte speriat, atunci chiar o să fie totul foarte nașpa. Așa că cel mai important este să aveți încredere în voi și să fiți mereu optimiști și să aveți grijă de voi, pentru că asta este acum cel mai important. Stați în casă, purtați măști, aveți grijă de voi și aveți grijă cu cine aveți contact. Eu vă pup pe toți și pe data viitoare! Pa!